Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe acest minunat canal. Pentru astăzi am un look așa un pic mai primăvaratic. Am o hanorac galben care îmi place maxim, deci când l-am văzut am zis, e perfecțiune într-o chipată. Este modelul perfect cu care de acum înainte, când o să fie cald și soare, o să mă duc la muncă pentru că e comod, e și drăguț, dar arată și foarte bine. Așa că ce să mai. Dar pentru astăzi am pregătit sau pregătesc împreună cu voi un video în care să testăm un produs nou. Am primit zilele trecute această cutiuță simpatică și roz, ce bine se potrivește cu mine, de la Benefit, în care am descoperit 4 produse, dar 3 dintre ele le știam deja și m-am bucurat foarte mult să găsesc în interior și cea mai nouă lansare a lor. Așa arată cutiuța în interior, îmi place foarte mult logo-ul lor de aici și îmi place că spune Laughter is the best cosmetic. Perfect de acord cu ei. Și să vă spun, avem așa, odată și odată, îmi pare rău că vă fac și faceți abstracție. Avem odată și odată mascara de Real Magnet, varianta Magnet, care este mișto, îmi place, am și folosit-o. Avem Gimme Brow, care este ceva de vis și este perfect pentru norocoasele cele dintre voi care aveți sprâncene frumoase și dimineața când vă treziți trebuie doar să le periați cu un produs sau să le aranjați frumos cu o periuță și sunteți bune de ieșit din casă. Avem produsul meu preferat de sprâncene de la ei pe care îl folosesc și refolosesc de foarte mulți ani. Chiar mi s-a terminat și m-am bucurat foarte mult că am primit unul nou pentru că cel pe care l-aveam eu de rezervă cumpărat pentru mine l-am dus la studio că aia e. Avem 24 Hour Brow Setter, care este ceva de vis și noutatea este Fluff Up Brow Wax. Acesta este, așa arată tablajul. Știți deja că eu am o problemă cu ambalajele pentru că tot ce e drăguț și simpatic îmi atrage așa privirea. Și ziceți voi că ambalajele astea nu sunt simpatice, uitați. Ziceți voi că nu sunt faine. Îmi plac foarte mult. Dar astăzi, vedeta clipului de astăzi, o să fie această minunăție de produs, care zice așa. Este o ceară de sprâncene cu textură flexibilă, care ar trebui să reziste până la 12 ore pe sprâncene. Este un produs waterproof și e chiar foarte mișto. Trebuie să recunosc un lucru. Eu deja am testat-o pentru că am filmat un video pentru TikTok, o versiune mai scurtă a clipului de astăzi și am testat-o acolo și știu cumva cum este treaba cu ea și partea bună e că pot să vă spun și vouă dacă e ce trebuie sau nu. În primul și în primul rând, acesta este ambalajul. Seamănă foarte mult cu produsele celelalte. Așa arată. Și 24 Hour Brow Setter. Arată așa, ăsta e 24 Hour Brow Setter, asta este noua ceară. Ambalajele sunt aproape la fel, diferă foarte, foarte puțin, așa cât să știm exact ce și cum. În interior găsim o periuță care diferă, e o periuță din aceasta de mascara, nu este o periuță din aceea specială cu mare 24 Hour Brow Setter. Și după cum vedeți, se vede acolo pe firicelele de la perie niște chestiuțe albe, aceea este ceara. Înainte să o aplic, vreau să vă spun așa un pic despre experiența mea cu ea, cât am testat-o, v-am zis o singură dată am testat-o, dar cumva mi-am și făcut o părere. Setează bine firele de păr, dar nu setează la fel de bine ca și 24 Hour Brow Setter. 24 Hour Brow Setter poți să obții lucrul acela de, sprâncene laminate, acelea care sunt lipite de piele și arată foarte bine. Iar cu acesta poți să obții un look mai natural. Acesta eu l-aș recomanda persoanelor care vor să-și seteze firele de păr, dar în același timp vor un look mai natural, nu vor look-ul acela de laminat pe care le oferă celălalt produs, dar în același timp să știți că îmi place pentru că setează bine. Inițial îmi făceam griji că poate o să rămână firele de păr imbibate în ceară. Eu ce fac, ca să vedeți și voi, întotdeauna fac mișcările astea de dute vină la firele de păr și le zburlesc așa un pic pentru că eu vreau ca firele mele să fie bine imbibate în produs. Știți că am niște fire foarte subțirele, foarte vai și amare de capul lor, ia uite ce sexy sunt! Și cumva am nevoie de un pic mai mult produs decât acelea care aveți sprâncene groase și frumoase și care nu aveți nevoie să le umpleți. Și atunci, după ce zburlesc eu fain frumos firele, vin și le piaptă fix în direcția care mi-o doresc eu.
Și după cum spuneam, diferența între acesta și 24 Hour Brow Setter, ca să facem o comparație între cele două, este faptul că oferă niște sprâncene mai naturale, nu le fixează atât de tare, nu le lipește atât de tare de piele, dar în același timp să știți că le fixează foarte bine. Mie îmi place mult, sper că vedeți ceva de acolo. Mi-a place foarte mult produsul acesta și cumva, v-am zis, în prima fază făceam griji că o să rămână peliculă din asta albă, văzând că ceara este albă, dar nu am avut niciun fel de problemă cu produsul și fixează bine. Partea care la mine e un test atunci când vine vorba de produse de sprâncene, uitați așa arată. Să-mi dau și partea asta la o parte. Așa arată partea cu produsul și partea pe care nu am momentan aplicat nimic. Ziceau că pentru mine testul suprem atunci când vine vorba despre un gel de sprâncene este acela de a vedea cât de bine se aplică produsele pe care le aplic eu peste acesta sau peste produs în sine. Eu nu pot să-mi conturez prima dată sprâncenele cu un creion sau cu o caleucă și după aceea să vin cu acesta, pentru că dacă sunt laminate, pot. Da, de exemplu, eu mi-am făcut laminare undeva, cred că înainte de Crăciun, ceea ce înseamnă că la mine a trecut de mult. La mine, procesul de laminare la sprâncene durează undeva 2-3 săptămâni și asta pentru că am firele foarte subțirele și nu ține atât de bine, dar să știți că am cliente care au niște fire superbe, groase, frumoase, doar că vor acel efect dimineața când se trezesc doar să le pieptene și atât, la care le-au rezistat chiar și 2 luni, adică 8 săptămâni, 9 săptămâni. Dar la mine iese repede că, hei, ăsta e firul de păr. Și cumva eu dacă mi le creionez înainte sau mi le fac cu orice, în momentul în care vin cu ceara sau cu produsul care vin peste, cumva se ia de pe el. Și atunci eu trebuie totdeauna să le setez prima dată cu ceară sau cu produs și după aceea să vin cu produsul de creionat, de conturat și așa. Și dacă am mai testat în trecut produse care, din păcate, odată aplicate, nu am mai scris nimic, nici creion, nici cariocă, nici nimic, n-am putut să trasez ca să arate bine și să-mi desenez firicelele acelea de păr. Așa că pentru mine asta este foarte important și partea mișto la produsul acesta, hai să faci și cealaltă sprânceană că tot stau de povești cu voi, partea importantă la produsul acesta este că pot foarte ușor să desenez peste. În clipul pe care l-am filmat pentru TikTok, dacă vreți să vedeți acolo prima impresie, am să vă las link în căsuța cu descrieri către contul meu de TikTok și către videoul în care am testat împreună cu voi. Acela chiar a fost, deci, prima dată când am testat produsul, nu-l mai testasem în avans. Și acolo am folosit pentru conturarea sprâncenelor penultima lor lansare, ca să zic așa, în materie de creion de sprâncene, era creionul acela, cum se numește? Gimme Brow Plus Volumizing Pencil. Dacă bine țin minte, cred că are și acesta un video aici sau n-am făcut pentru el video, nici nu mai țin minte. Ideea este că acolo am folosit creionul acela și am lucrat foarte ușor cu produsul în sine. Mi-a plăcut că am reușit să desenez firele de păr și să-mi fac sprâncenele fix așa cum îmi doresc eu. Dar astăzi, acesta este creionul și diferența dintre cele vechi și creionul nou este, nu pot să greșesc, este faptul că acesta este un creion care nu trebuie, care se ascute, nu este din acela mecanic. Dar astăzi, ca să deci, spuneam că astăzi aș vrea să testez peste ceara aceasta Precisely My Brow Pencil, pentru că este un pic mai ascuțit și mă ajută mai bine să îmi trasez firicelele de păr. Las bine să se usuce și la sprânceana cealaltă ceara. Aici cred că deja s-a uscat. După cum vedeți, în momentul în care, chiar dacă un pic vă pieptănați sprâncenele, ele deja arată mult, mult mai bine. Am să vă aduc eu cu o idee mai aproape. Eu uite ușor să vă vedeți mai bine și să vedeți culorile din sprâncene. Întotdeauna clientele mele când vin la mine îmi spun: mamă, dar ce sprâncene frumoase ai! Și zic: da, sunt creionat. Sau și zic, așa, serios? Zic: da, nu vreți să știți cum arăt fără ele. Așa arăt fără ele.
Da, da, hai să vedem. Eu ce fac de cele mai multe ori este să-mi trasez cumva un contur. Și desigur fac acest lucru înainte să mă machiez și înainte să mă rimelez, pentru că acum astfel genele mele sunt și mai groase și un pic mai complicat să lucrez cu ochiul deschis, dar per total, așa, per total cumva îmi creionez să fac un contur, cum aș vrea să arate în partea de jos firele de păr și până unde să fie. Deci cam așa, după care vin și trasez firicele. Foarte complicat să mă uit la voi și să lucrez aici. Vin și trasez, nu apăs foarte tare, dar în același timp apăs un pic ca să se ia produsul. Ia uitați. Vedeți, deja un pic, un pic, se vede că am umplut. Și mai vin și aici unde am golurile. Ceva în genul acesta, doar că lucrez un pic mai bine și insist pe zonele unde văd eu că am niște goluri și că ar trebui să mai lucrez. Așa, după ce mi-am făcut foarte puțin conturul cu Precisely My Brow, care este o idee mai deschisă, nu mai știu ăsta ce număr este, 3, și cel de la Benefit este tot 3, adică ăsta, Gimme Brow, este tot 3, dar diferă foarte puțin nuanțele. Și atunci, după ce mi-am trasat și mi-am făcut cât de cât conturul, vin cu creionul acesta care trebuie ascuțit. L-am ascuțit bine, 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 bine și îmi trasez niște firicele. Acesta este un pic mai închis și umple mult mai bine firele de păr. Vedeți, deci foarte puțin vin, dar deja se vede că se umple mai bine decât cu celălalt. Ia uitați, deja e mult mai închisă sprânceana. De ce fac așa? Ca să fie mai multe texturi și cu celălalt lucrez mai bine când vreau să îmi fac o schiță, ca să spun așa, a firelor de păr și cu până unde vreau să ajungă produsul și cum să îmi... Să-mi arate sprânceana și după aceea să vin cu acesta ca să umplu și să dau acele fei de sprâncene mai voluminoase și mai frumoase. Hai că mi-am umplut și cealaltă sprânceană în afara camerei, să nu stăm foarte mult. Ce vreau să vă mai spun și ceea ce este foarte important. În momentul în care eu îmi umplu sprâncenele cu un creion, la final, după ce i-am dat forma pe care mi-o doresc și cât de cât grosimea și așa, îmi place să vin cu partea cealaltă, adică cu peluța aceasta, și să piaptăm foarte ușor ca să difuzez bine și să umplu și restul locurilor. Pentru că în momentul în care eu piaptă în sprâncenele, produsul de pe firele de păr se împrăștie, se difuzează mai bine și totul arată mult mai frumos și mai aranjat. Și atunci, ce-mi place mie la ceara aceasta și, de exemplu, la 24 Hour Brow Setter, nu pot să fac pentru că setează mult mai tare decât o face aceasta. De exemplu, la 24 Hour Brow Setter nu prea pot să vin și să fac acest pas pentru că le setează foarte, foarte bine. Ceara aceasta le setează la fel de bine, nu atât de tare, dar... Ce-mi place la ea este că e foarte maleabilă cumva, adică se usucă, dar în același timp, și pot să lucrez, sper că vedeți ce fac acolo, dar în același timp pot să și lucrez cu ea. Dacă, nu știu, mi se pare că firele de păr nu le-am aranjat bine, să vin la final și să le mai aranjez după aceea ca să arate și mai bine produsul acolo. Așa că... Ce pot să vă spun? Să vă îndepărtez din nou ca să mă vedeți și mai bine. Asta sunt eu astăzi. Ce pot să vă spun pentru astăzi este că dacă vă doriți... Asta nu știu de ce nu stă capacul ăsta. Cred că nu o fi de la el sau ceva. Nu stă capacul pe creion. Deci, ce vreau să spun legat de ceara aceasta, diferența dintre 24 Hour și ceară. Dacă vă doriți niște sprâncene cu efect de laminare,
mergeți și cumpărați-vă 24-hour brow setter-ul. Dacă vă doriți un efect de laminare, dar să fie unul natural și firele de păr să nu fie atât de lipite de piele, bine, și cu 24-hour brow setter poți să nu le lipești atât de tare, dar cumva efectul și faptul că le ține atât de bine acolo dau acel efect de gene laminate, despre gene laminate. Dacă vă doriți un efect mai natural, dacă aveți niște sprâncene frumoase și vreți doar să le pieptănați dimineața un pic cu un produs cât să le țineți acolo în loc, ceara aceasta este foarte fain. Îmi place că nu lasă pelicula aceea albă. Odată ce s-a uscat, nu arată deloc albicios pe piele. Se lucrează foarte bine. Ați văzut și voi cât de bine am putut să lucrez cu să vii cu creionul peste și să lucrez ceara. Ceea ce pentru mine este foarte important, pentru că am nevoie să pot să lucrez, v-am zis. Pentru mine contează foarte mult și gradul de fixare, dar în același timp și faptul că eu trebuie să vin și să desenez peste cu anumite produse. Dar da, asta sunt eu astăzi. Acesta a fost clipul de astăzi și sunt foarte curioasă dacă voi ați folosit deja ceara aceasta și dacă vă place. Și mai ales să-mi spuneți care este produsul vostru preferat de la Benefit. Eu vă spun de pe acum, dacă vine vorba de sprâncene, 24-hour brow setter e de vis, dar asta am să o cumpăr și pentru studio, pentru că o să fac o treabă excelentă. Iar dacă stau și mă gândesc la produse pentru față, îmi plac foarte mult blush-urile lor, cam toate nuanțele fiecare. Deci prima mea mare iubire în materie de blush-uri și în materie de produs Benefit, pentru că eu prima dată de la ei am testat un blush, a fost California. Deci blush-ul acela a fost dragostea mea pentru o perioadă foarte lungă de timp și cumva unul dintre primele mele produse mai high-end, așa un pic mai scumpe. Și de atunci a rămas cumva în sufletul meu și întotdeauna mi-am dorit să pot să testez mai multe. Așa că blush-urile pentru mine sunt pe primul loc. Și îmi plac și iluminatoarele și pudra de contur Hoola, bronzerul acela lor. Este foarte fain, doar că e un pic cam deschis pentru mine. Pot să-l folosesc mai mult. Cumva, având în vedere că este mat, mi-ar plăcea să pot să-l folosesc pe post de pudră de contur, dar el sunt un pic cam deschis. Și atunci cumva trebuie să jonglez. Dar îmi place foarte mult și îl folosesc cu succes pentru cliente. Așa. Asta e clipul de astăzi. Aștept să vă răspundeți la întrebările pe care vi le-am lăsat aici și să-mi spuneți ce părere aveți despre produs. Dacă l-ați testat, dacă ați vrea, dacă vă tentează, nu vă tentează, să știți că, la fel ca și la toate produsele Benefit, există și o variantă travel size. Dacă cumva vreți înainte să testați și să vedeți dacă e ce trebuie și să nu dați banii pe un produs full size. Și până vă răspundeți voi, eu mă duc să editez acest video ca să pot să-l postez pentru voi. Să aveți zile minunate și ne vedem data viitoare. Vă pup!